Bună, bună, dragii mei, frumoșii mei, ce faceți voi, suflete luminate, suflete frumoase? Ia uite că am intrat și astăzi pentru voi să vă arăt un ritual pentru întoarcerea răului împotriva tuturor dușmanilor care voi aveți, că aveți dușmani cunoscuți, necunoscuți, dragii mei. Este un ritual foarte bun și foarte puternic. Dacă îl faceți cu credință, se va prinde și va sta departe de voi toți dușmanii care sunt periculoși. Dacă nu cunoașteți numele dușmanului, să nu cumva să scrieți pe lumânare, pentru că cade totul împotriva voastră. Trebuie să fiți siguri că persoana respectivă vi-a făcut un rău, nu după bănuială, da? Ce aveți nevoie? Înainte de asta vă pup, vă îmbrățișez, vă mulțumesc că vă abonați la canalul meu, vă doresc tot binele din univers, da? Uitați, aveți nevoie de o farfurie albă, care voi veți pune pe, vă veți spăla cu apă cu sare, să o purificați de toate energiile. Bineînțeles că aveți nevoie de sare, eu am pus sare de Himalaya și tămâie luată de la muntele Athos, mi-a adus cineva, dar voi dacă nu aveți tămâie care este folosită contra farmecelor, să puneți piper, da? Și aveți un pic nevoie de un pic de oțet, să fie oțet în stare cât mai naturală, oțet de mere. Aveți nevoie de o lumânare pe care, bineînțeles, cu o scobitoare sau cu un bețișor veți scrie pe ea dușman știu și neștiuți, cunoscuți, necunoscuți. V-a zis, numele dușmanului puteți să-l scrieți în cazul în care știți cu adevărat cine vă este dușman. Dacă nu știți, nu scrieți. Da, scrieți doar dușman știu și neștiuți, cunoscuți, necunoscuți. Puteți să scrieți vii sau morți. Da? Aveți nevoie de o pamblică neagră, care și asta va fi, se va face 3 noduri. Și se va spune ce se va spune, da? Așa că, dragii mei, acest ritual se face în fiecare vineri sau sâmbătă la 12 noaptea în fața ușii de la intrare în casă. Deci în interiorul casei, nu în exterior. Am mai primit comentarii că nu poți să ieși afară. Nu ți-o zici nici bunica să ieși afară. Stai în casă, în interiorul casei, da? La 12 noaptea vei face acest ritual. Vei face ori 3 vineri la rând, ori 3 sâmbete la rând ca să se prindă și să se îndepărteze dușmanii. După ce vei face acest ritual, să știți că există șanse mari să vă vină dușmanul la ușă, da? Sau dacă aveți dușmani în casă, să se agite persoana respectivă, că-i soțul tău, că-i copilul tău, să se agite, da? Dacă te dușmănește, sau mama ta, tata tău, poate să fie oricine, sora ta, că mi s-au întâmplat cazuri în care sora a fugit cu bărbatul, da? La femeia respectivă. Deci sora i-a furat bărbatul și făcea farmece. Deci se pot întâmpla tot felul de chestii, dragii mei, da? Așa că voi veți scrie pe lumânare, o veți da cu oțet, dar înainte să scrieți, va trebui să o aprindeți, da? Până să o dăm cu oțet, o aprindem și veți spune în felul următor, cum spun eu, da? Spui în felul următor, da? O aprins și o lași un pic aici și spui în felul următor. Eu te-am aprins pe tine ca tu să prinzi putere în magia care eu o fac. Și să mă ajuți, da? Eu te-am aprins pe tine ca tu să prinzi putere în magia care eu o fac și tu să mă ajuți. Spui, eu te-am aprins pe tine ca tu să prinzi putere în magia care eu o fac și să mă ajuți. Ce vei face? O vei stinge, uite așa, vezi? O lași să se stingă. După care tu o vei întoarce invers. Dar cum faci să o întorci invers? Automat va trebui să ai un cuțit, da? Trebuie să văd cuțitul unde e. Ca să o tai. Pentru că trebuie tăiată, n-ai cum să o invers să o faci până nu o tai, da? Încerci să o faci în așa fel încât ca să-ți stea, bine? Să vedem cum facem, da? Și după care vei face fitilul în partea asta, îl scoți, fai frumos, o să trebuiască să te chinui un pic pentru că fitilul e scurt. Înainte de aia o dai cu oțet, da? O dai cu oțet, fai frumos și înainte ca să pui fitilul, să scoți fitilul, vei spune în felul următor. Vei lua pamblica. Pamblica neagră. Va trebui să ai o pamblică neagră așa. Și vei face primul nod și spui, eu vă leg acum aici și pentru eternitate mâinile să nu mai puteți să lucrați niciodată contra mea. Da? Al doilea nod. Eu vă leg acum aici pentru eternitate gurile să nu mai puteți să descântați nimic împotriva mea. Al treilea nod. Eu vă leg acum aici pentru eternitate definitiv tot rău care voi îl faceți și să nu mai puteți să faceți niciodată rău. Vă referiți la cine vă face farmece, da? Iar aici, vedeți, aproape de sfârșit, ai legat-o, da? Un fășor bine, bine. Și îi faci un nod, da?
Încercați să vedeți două noduri, pentru că unul, așa, când lumânarea aproape s-o consuma și o lua și foc pambrica, oricum ea rămâne pe farfurie, vedeți? Așa, da? Iar acum ce faceți? Ne chinuim, fain frumos, să-i dăm foc, da? Am întors-o cu curul în sus, cu fundul în sus, cum se spune, frumos, da? Și dăm foc și lăsăm un pic să se consumă aici. Fitilul ăsta să se facă așa că oricum, stați-mă un pic, oricum va veni pe farfurie, da? Să nu uitați să o dați cu oțet. Puteți să faceți o amestecătură de oțet sau de ulei cu piper. Sau cu ardei iute, bineînțeles, ca să-i piște. Să-i piște la gură. Așa. Încercăm noi un pic. Uite că se face un pic, ia să vedem. Oricum, va trebui să vă chinuiți până se lipește de farfurie. Vedeți că deja o prins. Vedeți? Fiecare strop de ceară să cadă pe capul vostru și pe inima voastră. Spuneți așa, da? Fiecare strop de ceară să cadă pe capul vostru și pe inima voastră, da? Ai aprins-o fain frumos în fața ușii de la intrare în casă și te concentrezi foarte bine. În primul și în primul rând va trebui să spui de 3 ori rugăciunea Sfântului Ciprian. Să nu uitați lucrul ăsta, da? De 3 ori rugăciunea Sfântului Ciprian. Foarte important este să nu mai ieșiți afară din casă după ce veți face lucrul ăsta. Când ai aprins lumânarea, că ai aprins-o vinerea noaptea, da? Sau ai aprins-o sâmbătă noaptea la 12 noaptea, tu afară din casă nu mai ieși. Rămâi în casă, nu mai ieși și dezbate cineva la ușă sau te cheamă sau ăsta, nu. Cât timp te concentrezi, îți închizi telefonul, ești în concentrație maximă să poți să spui. Spui rugăciunea Sfântului Ciprian de 3 ori și după care te vei concentra și vei spune în felul următor. Asta este lumânarea voastră. Asta este arderea voastră, necazul, durerea, farmecul, blestemul, ghinioanele care voi vreți să mi le faceți mie să se întoarcă împotriva voastră înzecit. În numele lui Dumnezeu, în numele spiritelor, în numele luminii, fie că această lumânare să fie lumânarea voastră, fie că această ardere să fie arderea voastră, fie ca necazurile și durerile și lacrimile mele, și spuneți tot necazul care l-aveți, să se întoarcă acum aici împotriva voastră definitiv. Cum se topește ceara de la lumânare, vedeți că ea se topește așa de repede să se topească răul, farmecul, blestemul, ghinionul, nenorocirile și toate lucrurile rele care tu sau voi le faceți împotriva mea și a familiei mele. Cum arde această lumânare să ți-ardă ție răul și farmecul pe capul și pe inima ta și pe carnea ta, tot răul, tot farmecul, tot blestemul, toate lacrimile mele, toată suferința mea, spui, da? Să se întoarcă împotriva ta sau a voastră înzecit, începând din momentul ăsta, să vină spiritele întunericului asupra voastră. Să vină spiritele sărăciei asupra voastră, să vină spiritele lacrimilor asupra voastră, să vină spiritele pagubelor asupra voastră și spiritele răului să vină asupra voastră tuturor celor care lucrați cu lucruri necurate, cu farmece, cu blesteme, cu ghinioane, cu nenorociri, să vă ardă această lumânare, carnea, inima și viața. Așa să spuneți, dragii mei, pentru că nu merită să fie iertați niciunul care face rău, da? Cum se topește ceara de la această lumânare să ți se topească ție ochii? Cum se topește ceara de la această lumânare să vi se topească vouă carnea pe voi? Cum se topește ceara de la această lumânare să vi se topească sporul, să vi se topească liniștea, să vi se topească binele care voi l-aveți? Să se topească tot ce voi aveți bine, să se întoarcă înapoi înzecit răul, farmecul, blestemul, ghinioanele și toate relele și brosconăturile care voi le-ați făcut și le faceți împotriva noastră și împotriva familiei noastre. Spuneți așa, da? Să nu uitați! Acum, aici și pentru totdeauna, eu vă leg toate gurile, la toate, vrăjitoare, fermecătoare și descântătoarele.
care lucrați împotriva mea și împotriva familiei mele, așa să spuneți. Așa cum picură ceara, așa să picure inima voastră cât un pic, să vă consumați, viața voastră să se consume, da? Toți cei care lucrați cu lucruri necurate, cu farmece, cu blesteme, cu duhurile morților, cu lucruri rele și magie neagră, această lumânare să fie lumânarea voastră, această ardere să fie arderea voastră, acum, aici și pentru eternitate. Răul, blestemul, farmecul, durerea, lacrimile, necazul meu și suferința mea să se întoarcă împotriva voastră înzecit, acum, aici și pentru eternitate și pentru totdeauna. Nimeni și nimic niciodată să nu mai poată să vă ne facă nimic. Vă spuneți de voi, da? Vă spuneți numele, poți să, cum te cheamă, să nu ne mai facă nimic, nici acum, nici altă dată, nici la zi de judecată, da? Vă repetați așa. Nimeni niciodată să nu ne mai poată face nimic, niciodată, da? Cu puterea acestei lumânări, cu puterea acestei magii, cu puterea acestui descântec, eu vă întorc definitiv răul, farmecul, blestemul și ghinioanele care voi le-a spus pe capul nostru, pe capul vostru, pe carnea voastră, pe inima voastră, pe destinul vostru, pe fericirea voastră, pe sporul vostru, pe sălașul vostru, pe casa voastră, pe familia voastră, să se întoarcă înapoi tot răul, acum, aici, definitiv și pentru totdeauna și pentru eternitate. Și nimeni și nimic să nu vă mai poată dezlega de răul care voi l-ați făcut. Să vă topiți cum se topește lumânarea în biserică, să ardeți cum arde focul iadului, să vă ardă limba în gură și să vă ardă carnea de pe voi. Da, dragii mei? Și mai spuneți voi ce mai spuneți acolo, dacă aveți dușman periculos și vedeți că nu scăpați, v-ați spus, faceți 3 sâmbete la rând sau 3 vine. Când s-o topi de tot, da, adunați tot într-o pungă neagră și mergeți și îngropați lângă un cimitir sau chiar și în cimitir să îngropați sau într-un loc pustiu. Puteți să faceți lucrul ăsta, nu vă face nimeni nimic, dar înainte să plecați de acolo să lăsați o monedă, da? Unde ați îngropat să lăsați o monedă, dragii mei. Că așa se face, se lasă ceva, da? Trebuie lăsat neapărat o monedă. Pentru că trăim timpurile care trăim și dușmanii sunt răi și nu vor să înțeleagă că trebuie să se oprească, așa că faceți, dragii mei, ce trebuie făcut, da? Pentru toți dușmanii care voi aveți și veți vedea cum ei vor plânge, veți vedea cum veți auzi de necazul, de durerea lor, de suferința lor, da? Veți auzi de toate relele care vi le-au făcut. Se va întâmpla ceva rapid, maxim în 3 zile, maxim într-o săptămână cu acești oameni sau aceste femei sau toți cei care vă lucrează. Ia uitați ce repede se duce, este clar că se prinde, da? Și această persoană care face și ce vă face, eu v-am dat un exemplu, da? Eu aici normal am pus-o pentru mine, dar și eu am dușman și se știe, vor vărsa lacrimi de supărare, de tristețe, de necazuri, da? Așa că nu uitați, dragii mei, trebuie să o faceți cu încredere, nu uitați de rugăciunea Sfântului Ciprian, este foarte important. Dacă faceți acest lucru, dragii mei, să știți că se va, cine nu poate să facă și vă este frică, apelați la mine, mie nu-mi este frică, vă fac cu mare încredere, bineînțeles contra cost, da? Discutăm, dacă știți dușmanii care îi aveți, dacă nu știți, îmi lăsați numele, prenumele, data nașterii și vă fac eu, nu-i nicio problemă. Mie nu-mi este frică, eu am avut 2 morți clinice, eu m-am întors din moarte înapoi, mie mi-este frică doar de Dumnezeu și de puterea Lui. De ce este stârpituri de pe fața pământului care se cred nu știu cine și vor să facă rău, mie aștia nu mi este frică. Să nu uităm niciodată că suntem toți ca furnicile în fața lui Dumnezeu, ca nisipul spulberat de vânt, da? Și nu trebuie să ne credem mai superior de divinitate și de univers. Nimeni nu poate să facă mai mult decât este permis, niciodată, da? Și dacă este permis și oricum, orice lucru este judecat acolo undeva în univers și se duce sau nu se duce mai departe. Ceea ce faci, aia primești. Cu gura care vorbești, cu gura aia vei primi înapoi. Cu mâna care dai, cu aia vei primi înapoi. Indiferent ce se întâmplă, toți avem o plată, da? Nimeni nu rămâne plătiți. Alții sunt ținuți captivi în iad, într-o cameră, până când vine judecata și dacă sunt în iad, satana are stăpânire pe sufletul lor, da? Și atunci va veni judecata și judecă când vrea,
Cel care vrea să judece va judeca, da? Deci oricum vom primi toți o judecată. Toți suntem datori cu moarte, toți ne naștem din țărână în țărână, ne întoarcem. Și să nu uităm că avem toți un corp care este făcut de Dumnezeu. E adevărat că noi femeile avem un corp împrumutat, am împrumutat de la bărbat o coastă, suntem împrumutați, dar oricum avem al șaselea simț foarte dezvoltat. Așa că, dragii mei, dragii mele, nu vă fie frică. Cine are frică de cine vă amenință, da? Că sunt persoane care vă amenință că-ți facă-ți drept, atunci caz în ispită și dai bani și te sperii, vai ce se întâmplă. Nu trebuie să aveți frică. Repetați tot timpul înapoi a mea satană de 3 ori și veți prinde putere, da? Haideți, dragii mei, dragile mele, că sunteți foarte puternici, toți cei care eu vă am aici, eu vă iubesc pe toți, vă îmbrățișez, vă știți destul de clar că niciodată nu v-am lăsat și nu o să vă las, vă pup și vă îmbrățișez și nu ne împiedicăm noi de niște furnici care habar n-au, vor să-și ducă grânele în, cum se numește, în, ca să nu zic scorbură, că furnicile nu o duc în scorbură, în mușuroi, da? Vor să adune cât mai multe grâne, da? Dar oricum furnicile sunt foarte inteligente, așa că ar fi bine dacă noi oamenii am fi atât de inteligenți ca ele, da? V-am pupat și vă îmbrățișez. Nu uitați de ritualul care eu îl încep începând din data de 20 până pe 23 pentru dezlegări de farmece. Faceți și voi acest ritual care eu vi l-am prezentat, dacă doriți să-l faceți bine, dacă nu, căutați-mă. V-am pupat!